La circa 2 săptămâni de la sărbătorile de iarnă, municipiul Zalău reintră în scenariu roșu pe fondul creșterii numărului de infectări cu noul coronavirus. Reședința de județ a depășit pragul de 3 la 1000 încă de duminică, 10 ianuarie, pentru ca o zi mai târziu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să impună măsurile de restricționare specifice. Ca urmare, începând de miercuri 13 ianuarie, toate restaurantele și cafenelele din interiorul municipiului Zalău se vor închide, fiind permisă doar activitatea în regim catering. De asemenea, este interzis organizarea de petreceri, nunți și botezuri, atât în spații deschise, cât și în cele închise. Lacătul va fi pus și pe sălile de jocuri de noroc, pe muzee, biblioteci, instituții de spectacole și concerte, librării, nefiind permise nici evenimentele culturale în aer liber. De la debutul pandemiei, însă, s-au înregistrat 6.540 de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2, 9 confirmate în ultimele 24 de ore. În total s-au vindecat 5.330 de pacienți, iar 171 au decedat. În prezent sunt 1.039 de cazuri pozitive, din care 68 de persoane spitalizate, iar 971 persoane cu test pozitiv au consimțit să se izoleze, fiind monitorizate de medicul de familie. De asemenea, 761 de persoane sunt în carantină la domiciliu. Incidența înregistrată la nivelul județului Sălaj este de 1,73 la 1000 de locuitori. Și numărul localităților aflate în scenariile galben sau roșu este în continuă creștere. Conform ultimelor date transmise de Prefectura Sălaj, în scenariul galben sunt comunele Horatu Craznei, Crișeni, Fildu de Jos, Hida, Valcău de Jos, Meseșenii de Jos, Băbeni, Crasna, Cristolți, Bănișor, Bălan, Bucium, Herecleni și Românaș. În scenariul roșu sunt comunele Plopiș, Zalău, Creaca, Zalha, Almașu și Zimbor.